Această rubrică vă este oferită de Sanador. Chisturile renale reprezintă acumulări de lichid la nivelul rinichilor. Cum resimt pacienții aceste formațiuni sau dacă le afectează funcția renală și mai ales ce este de făcut în acest caz? Discutăm cu domnul dr. Bogdan Pârlițeanu, medic specialist urologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este chistul renal? Chisturile renale sunt formațiuni rotund-ovalare de dimensiuni variabile, unice sau multiple, situate unilateral sau bilateral, care pot afecta rinichiul în evoluția acestora. Având în vedere locația lor, pot fi fie parenchimatoase, fie situate la nivelul căii urinare, când se numesc chiste parapielice. Cum apare un chist renal? Cauzele apariției sunt necunoscute încă, dar totuși noi avem o împărțire a acestora în chisturi congenitale, chisturi sporadice și chisturi dobândite. Cele de cauză congenitală sunt în special apărute în afecțiuni genetice, precum boala polichistică renală, sindromul von Hippel-Lindau sau în scleroza tuberoasă Bourneville. Chisturile de cauză sporadică au ca și factori vârsta, sexul masculin, hipertensiunea și insuficiența renală cronică, în special pacienții în multiplu dializați. Cum se pune diagnosticul? Ce investigații sunt necesare? În vederea diagnosticării chisturilor renale, acesta prezintă o investigație simplă, și anume ecografia renală. Descoperirea lor este incidentală. Oamenii nu știu că au un chist și de aceea simpla ecografie la un medic urolog sau un medic imagist generalist va pune acest diagnostic. În ce constă tratamentul chistului renal? În mare majoritate a cazurilor, tratamentul chisturilor renale este de urmărire. Nu toate chisturile se operează. În ziua de astăzi există o clasificare imagistică a chisturilor renale, numită clasificarea Bosniak, și astfel ne putem orienta în supra decizia terapeutică. Chisturile simple, de exemplu, care au doar un perete simplu și le conțin lichid clar, sunt numite chisturi Bosniak 1. Acestea sunt urmărite și doar la anumite dimensiuni se pot opera. Însă, evoluția acestora, adică ne referim aici la creșterea în volum sau modificarea structurii interne prin apariția de septuri și calcificări la nivelul peretelor chistului, vor duce la transformarea acestora în mase solide cu risc potențial malign, precum sunt chisturile Bosniak 3 și Bosniak 4. Poate fi prevenit un astfel de chist? Chistul renal, din păcate, nu poate fi prevenit. Apariția acestuia nu se știe datorită faptului că are o simptomatologie nespecifică și datorită faptului că are o evoluție lentă. Momentul apariției nu se știe. Deci, automat, nu putem preveni apariția lui, ci putem preveni complicațiile secundare evoluției acestuia. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.